Sistemul de educație din Republica Moldova înregistrează un deficit de 7.000 de pedagogi. Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a declarat la emisiunea Bună Seara de la Moldova 1 că situația este alarmantă în condițiile în care, anual, din 1.000 de absolvenți ai instituțiilor cu profil pedagogic, doar o treime aleg să se angajeze în școli. Potrivit ministrului, salariul ar fi o altă componentă a problemei. Perciun a dat asigurări că leforile vor crește către anul 2025, fără a preciza care va fi valoarea exactă a acestora. Problema salarială este una importantă și suntem în discuții cu sindicatele. Vedem ce reușim să mai facem în 2025, dar vreau să asigur pe toată lumea că la minister conștientizăm foarte bine că este necesar să facem aceste investiții și încercăm să convingem și Ministerul Finanțelor și alți parteneri despre acest lucru. O altă cauză care amplifică situația este și numărul mare de școli cu puțini elevi. Perciun spune că în Republica Moldova există 100 de școli cu mai puțin de 50 de elevi și 300 de școli cu mai puțin de 100 de elevi. Dacă ar lucra toată lumea doar pe o normă didactică și n-ar avea suprasarcină, ne-ar trebui încă 7.000 de oameni. Avem 1.000 de absolvenți la pedagogie și avem doar 250 care merg în școală în fiecare an. Deci dacă nu se îmbolnăvește nimeni și nu se pensionează nimeni, ne trebuie 30 de ani ca la ritmul actual de încadrare în profesie să acoperim deficitul. Potrivit ministrului, pentru a crește atractivitatea meseriei, autoritățile intenționează să organizeze mai multe cursuri de formare și să reducă birocrația școlară. Ministerul Educației și Cercetării și-a propus și modernizarea rețelei de școli din Republica Moldova. În acest sens au fost selectate 35 de instituții de învățământ din raioane. În fiecare dintre acestea urmează să se facă investiții de peste 2 milioane de euro.